Bună ziua și bine ați venit pe canalul meu de YouTube! Astăzi, în acest tutorial, vă voi explica această dantelă croșetată. Rămâneți alături de mine până la final! Vom începe cu 15 ochiuri de lanț. Unu, doi, trei, patru, cinci, deci continuați până la 15 ochiuri de lanț. După ce am realizat cele 15 ochiuri, facem alte 5 ochiuri de lanț. 3, 4, 5. Luăm firul pe croșet de 2 ori. Și ne vom prinde în al 6-lea ochi de lanț. Deci vom face un picioruș dublu. Iarăși un picioruș dublu, deci de 2 ori ochiul, firul pe croșet și în același ochi de lanț realizăm al doilea picioruș dublu. Acum vom face 2 ochiuri de lanț. Și vom realiza alte 2 piciorușe duble. În același ochi de lanț. Deci va fi un grup de 2 piciorușe duble, 2 ochiuri de lanț și 2 piciorușe duble. Deci am făcut un picioruș dublu, acum îl fac pe al doilea. Și voi termina grupul de cele 4 piciorușe duble, care sunt separate de 2 ochiuri de lanț. Aceasta va fi marginea danteluței. Așa, vedeți? Acum vom face 6 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Luăm firul de 2 ori pe croșet, pentru că vom face un picioruș dublu. Săltăm 6 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Și în al 7-lea ochi de lanț, vedeți? Realizăm un picioruș dublu. Vom face 3 ochiuri de lanț, 1, 2 și acum al 3-lea.
și din nou vom realiza un picioruș dublu în același ochi de lanț de la bază, vedeți? Așa, deci a fost un picioruș dublu, trei ochiuri de lanț și un picioruș dublu. Acum vom realiza din nou 6 ochiuri de lanț. 3 4 5 6. De două ori firul pe croșet. Lăsăm 6 ochiuri de lanț de la bază, le săltăm 2, 3, 4, 5, 6, iar în al șaptelea vom realiza un grup ca la început de 2 piciorușe duble, 2 ochiuri de lanț și 2 piciorușe duble. Deci acesta este primul picioruș dublu. Vedeți, acum realizez pe al doilea. Am terminat acest grup, ați văzut, două piciorușe duble despărțite de două ochiuri de lanț și alte două piciorușe duble. Acum facem 5 ochiuri de lanț, întoarcem lucru și vom repeta exact ce am făcut la început. Deci din nou două piciorușe duble, două ochiuri de lanț și două piciorușe duble. Deci acesta va fi tot timpul marginea noastră, de început și de sfârșit. Continuați. Al doilea picioruș dublu. Și v-am spus, două ochiuri de lanț și două piciorușe duble. Deci, această margine se repetă. Așa, deci vedeți, am făcut din nou acest grup. Iar acum vom face 4 ochiuri de lanț. Vedeți, am făcut 4. Acum dăm de două ori firul după croșet și în acel grup, vedeți, am făcut la început un picioruș dublu, trei ochiuri de lanț și un picioruș dublu, vom realiza 10 piciorușe duble. Acum este al doilea și, cum am spus, realizăm 10 piciorușe duble. Vedeți, am realizat 10 piciorușe duble, iar acum facem din nou 4 ochiuri de lanț. Și din nou facem, vedeți, marginea formată, v-am spus, din 2 piciorușe duble, 2 ochiuri de lanț și 2 piciorușe duble. Deci se repetă. Așa, vedeți, am realizat grupul nostru, marginea practic, și din nou cele 5 ochiuri de lanț, 3, 4, 5. Întoarcem lucru și din nou marginea noastră formată din 4 piciorușe duble separate de 2 ochiuri de lanț. Așa, acum vom face 3 ochiuri de lanț. Vedeți? Așa, de două ori firul pe croșet. O singură dată firul pe croșet, mă scuzați. Pentru că acum vom face 10
piciorușe simple. Vedeți, în fiecare ochi, picioruș dublu de jos, vedeți, vom realiza alte 10 piciorușe simple. Așa, ați continuat până la capăt. Vedeți, acum îl fac pe al 10-lea picioruș simplu. Și vom face cele 3 ochiuri de lanț. Și repetăm din nou acel grup din 4 piciorușe duble și 2 ochiuri de lanț. Așa, vedeți, am întors lucru, am făcut acele 4 piciorușe duble și cu 2 ochiuri de lanț. Acum vom face doar un ochi de lanț. Acum în fiecare, vedeți, în fiecare ochi din bază, de la baza piciorușului simplu din rândul precedent, vom realiza 20 de piciorușe duble. Vedeți, în fiecare picioruș de la bază, să zicem ochiul de la bază, vom realiza câte 2 piciorușe duble. Așa, vedeți, am făcut 2. Și mergem, așa v-am spus, până la capăt. Deci vom avea practic 20 de piciorușe duble. Vor fi câte, sunt 10 grupuri de câte de 2 piciorușe duble. Așa, și continuați până vedeți la ultimul. Acum avem ultimul grup de piciorușe duble. Și acesta este ultimul picioruș dublu. Iarăși un ochi de lanț. Și grupul nostru, care știți, din 4 piciorușe duble, separate de 2 ochiuri de lanț. Asta se va repeta până la sfârșit. Este marginea noastră, practic. Vedeți, am făcut din nou acel grupet. Și iarăși vom face 6 ochiuri de lanț. Practic vă arăt din nou ceea ce se va repeta până la lungimea dorită a danteluței. Vedeți, numărăm 10 piciorușe pentru că avem 20, iar în mijloc așa, facem piciorușul dublu. Un picioruș dublu, 3 ochiuri de lanț și iarăși picioruș dublu. Practic se repetă cum v-am spus la început, acum fac al doilea picioruș dublu, iarăși 6 ochiuri de lanț și marginea noastră cu 4 piciorușe duble separate de 2 ochiuri de lanț. Deci, practic, acesta este, sunt 4 rânduri care se repetă până la lungimea dorită pe care o aveți dumneavoastră, care doriți să o faceți. Vedeți, acesta este rezultatul
final. Vă mulțumesc pentru vizionare, vă aștept cu like-uri, cu comentarii și să distribuiți tutorialele mele. Vă mulțumesc!